Acolo ne-am zăpăcit. Cred că mă și duc și eu pe acolo, că nu e nimeni. Lângă cimentul știi cum e? Îți poate, dacă te bagi acolo și arunci în curent, la vâlga curent. Nu are nimic, că l-am uscat-o, mă. L-am uscat-o mănâncă, tata. Deja dacă s-a pus, dacă nu mai nu se mai. Plenul? Am făcut filmările la Giurgiu. La, nu la Giurgiu. La Dâmbovița, l-ai văzut? Asta care l-a luat acolo, ai făcut filmările? Nu, dar... Păi nu, era camera la mașină, nu mai mă duc. Dar fac! Dacă merge mâine, fac mâine. La Purcăre sau la... La Purcăre? Nu, la Purcăre. La Purcăre mi-e acolo, acum fac cum mai imediat. La Purcăre, de la podul la Purcăre, m-am lăsat în jos, pe rog. Păi și te-ai dus pe partea asta cu Balastiera, unde e drumul ăla? Da. La Balastiera, mai jos de Balastiera era un pod. Și după aia era mai jos alte vaduri. În jos de Balastiera, nu în susul râului? Nu, l-am trimis cu el în sus, să încerc el pe acolo. Eu am dat în jos. Și m-am dus până la tâlnitură, aproape mă aveam de aici până acolo în colț și mă întâlneam cu târgul. Îl vedeam, când curgea. Și n-a fost niciodată un acolo. Da, că spui ce e prima dată când scap acolo. Dar eu vreau să mă duc de acolo până la Mioveu, jos. E clean ca lumea pe curenție. Ai înțeles? Da, sunt super. Eu am crezut că... Știi ce am crezut eu în capul meu așa? Bă, am zis că râul arată altfel pe acolo, că e o apă cum e budeasa asta și tot mare și așa. Dar nu e bă așa. Sunt super vaduri, măi. Am văzut eu. Deci sunt super vaduri, găsești pe ăștia în fiecare. Dacă stă la soare sau speriate, dar nu știu că ea stă la soare pe acolo, știi? Și am început să mă joc cu șnurul, să facă întinsorul. Tic, 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 tic. Bă, și că, pocu, s-a mișcat în jos, tot bancul de clen. Și după aia am dat și mi-a atacat doi, trei. Și ultima dată strângeam firul cu muleta. Te ai zis, joară, cum s-a repezut din ea, dar nu. A fost fain. Mi-a plăcut la nebune. Cel puțin într-un loc, cred că am luat trei sferturi într-un loc. Stă în seară în camă, deci go? Și mi-e și mare. Te-am mai ratat, te vedeai cercul. Uite, eu cu aia, cu fiul tău, am aici, cu un milimetru. După mine mereu. Îi dau cum îi dau pe așa, da. Și o lasă curbă și să vezi ce clean sare la tine. Da, în ce lucru? Tot pe acolo, da, și pe sus. La Arșușet. Unde am dus eu pe acolo, sunt niște găuri, pentru că n-am avut niște să duc la găuri. Sunt niște găuri, dar până la brâu. Ați vrea acolo ceva? Da. Ați vrea acolo? Da, bagă de acolo și dai pe curent, așa, uite ce joacă. Păi n-am fost, mă, eu nu știu pe Argeșul locul, ți-am zis că am fost acolo și era apa mică, am luat-o până... Păi nu-și părău, Doamne, a văzut așa. Păi nu știu, mă, dacă n-am fost decât pe la Purcării ne-am fost. Ai fost pe lângă pușcărie, pe acolo? Nu, no, de unde? Păi pușcăria nu e mai jos de ala? Da. Mai jos de Balasieră, mai mult? Da, da. Păi pușcăria cred că e după ce se întâlnește cu ăsta, nu? Da. După târgul se duc în jos. Da. Și acolo ai dat? Sunt locuri mișto? Da. N-am fost mai mult. Hai să-l luăm mâine la picior cu jur și ne băgă. Ne băgăm mâine cu jur, așa nu știu, bă, dar tu și cum atacă, mă? Nu, vezi valul odată, că țac, 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 o trea. Auzi, știi unde trebuia să dai? Colo lângă ciment și dai în curentul ăla. Cel mai bun loc. Ai dat? N-ai dat, ai dat aici în curent, ăștia repus. M-aș duce să încep la plută. La plută? Cum vrei, nu mă deranjez, ia. Uite să încearcă, dacă simți tu că, dar cel mai bun loc acolo, dar nu te grăbești. Nu așa, lasă-le mai încet. Dar și prea repede. Mai scurte, că nu se duce ăsta, că e cam răcoare, nu? Îl doare dinții, da. Asta atacă și aproape de mare. Da. Dar ca și Cleanu o scuipă și el.
Deci ca și clenul scuipă și el, îți dai seama. Uite, vreau să se prinde unul pe acolo. Dar nu știi tu, că tu ești mai aproape dacă te duci acolo la cimentul ăla. Nu trage, nu scrie, ei vorbește, de aici. 4-5. Acum nu trage, ăsta e rezolv. Acum împinge. Așa împinge, nu? Da. Da? Acum nu trage, ci că împinge. Da, nu trage, pentru că împinge, nu? Da. Vedeți pe canal pe el aici, ia să vedem. Uite, să vezi cum îl iau de aici. Trebuie să-i dai închetura, știi cum îi zice prietenul Bobi? Bă, închetura. Uite cum nu trage, că eu văd că am trăsături. A, că nu-l prind eu, e altă treabă, dar trag. A, acum vrei să mă și prind. Să și prind, da? Vrea pretenții omeni. Prea ai multe pretenții. La experiența care o ai. Și cum făcea cuscruie? Păi dacă dădeam așa și nu făceam așa și nu oprem așa, nu trăgea, bă. Faci o ca cuscruie. Eu știi că mi-am pus? Mi-am pus o agrafă cu vârtej și pe, nu ridic mai sus la agrafă cu vârtej, o las cu apă și când îl las cu apă, zic. Auzi, lasă-mă o leacă cu buldola, să dau eu aici așa, să-i arăt unde e buldola. Păi după aia eu mă mut acolo, primul mă acolo și ne vedem. Nu, poți să dai aici, că nu mă trebuie, că eu plec de aici. Nu, eu plec. Mă mut acolo așa, să încerc acolo. Uite-l, mă. Uite-l, mă, te-am zis? Bre, eu cred că e în categoria peștilor, nu e în... Eu am zis că e la, nu știu, la bizoni. Categorie grea. Dar ai văzut ce atac a fost mai bă? Ai muștile mici de 20, ce da, să-i facă? L-ai văzut pe ăla, nu? Da. Hai că mai dau cu ăla așa, vă dau. Gata, atât. Fii atent. Dai seama că... Riscă, nu riscă și el cu... Nu riscă și el viața pentru o gâșganie cu aripi. Da, așa riscă prea mult. Riscă prea mult, dar vezi? S-a băgat și el de frica ce încrăcis. Foamea e mare, gata. Și la el. Băi, da. E peste, criză rău, da, lăși. Peste tot. E criză mare. Dar nu să-mi figea, clenii a apărut de rebel. Mai trebuie ai făcut acolo de aici. Păi și joi, trei pești. Acolo, mai ziceam pești, îți vezi păra. Hai da? Și a cui era ora să fii dat la clan la musă acolo? Păi, să știi că era mai bine. Păi normal, că acum se ridică oia mari. Eu seara spânză murgea. Atunci și intra oia mari pe acțiune. Bă, dădeai cu bulă, nu mai vedeai de-aia. Pu, pu! Și dimineața, acum ar fi dimineața. A, după seara. Ce să mai zic? Mă duc în partea aia, nu. Stai că mai dau o dată și că nu-mi vine să las locul ăsta așa bun. Aoleu! Mai băgat în speriță. Nu, dar curios cum sare. Ai văzut ca sare, nu? Uite, lasă aici o parte nu. Mă duc încolo. Ne vedem când ne întâlnim, da? Dacă vin încolo așa, nu plec. Dar vreau să-i dau colo pe gură ca să le arăt unde e peștele și trage, că zice că nu trage. Mai vedem, stai așa. Deci nu mai cumpăr, că tu lasă-mi pe ăla să-mi dea niște pești. Iau de la tine, nu? Da. Deci fii atent, e de bine, mi s-a găsase buldo. Mi s-a găsase buldo, e de bine, fii atent. Da, așa mi-a zis și soacra mea. Deci soacra, bă, zici, vii cu pești, fii atent. Zici, vezi că a băgat ăștia acolo la real, pe unde vei, are e să mănâncă pește, auzi? Sau să mănâncă pești. Da, auzi, dar era crapie aia, dar arăta la americane aseară, ai văzut? O, da, știu, aia pe chinezoia, păi, da, și am mâncat de aia la frita, uite ce bun era, făcea. Bă, nu știu de ce nu l-am mâncat, mă, noi.
Auzi? Singura soluție, cum a zis, ca să scape de pești, e să-i mănânci ei pe pești. Dacă la noi s-a băgat, nu s-a mulțit aici, dar la noi s-a mulțit. Ai văzut? Caldă, cal. Dar mi se pare că vine Bogdan taximetrist. Ia uite-l ce alergă. Bă, intri în centrală, bă. Dă-i, bă, treia la asta, că intri în centrală. Mama, ăla e nebun. După oblet. Frumos. A florit și zarzărul. Mă duc în partea altă, dacă nu. Aici apă liniștită. Am crezut că e Bogdan, nu e, mă, taximetrist. Se dă știa cu muncă. Nu știa cu muncă. Să mă bag eu acolo așa. E canalul acesta. E după ploaie și în vreme zboară muscă așa. Dar se repede, am văzut, nu are drum. Se repede. Mergem aici la căderea, uite aici, în farmacia la pescuit. Farmacia la pescuit. Lasă-l, mă, n-o-l mușcă. Ne băgăm în partea asta, la bune, până nu. Că e lumină, e 7, știu, 20, 5. Hai, ne uităm la acest. Da, bă, ești că mănâncă. Să trăiți! Merge treaba? Aproape zero. De-aia să și eu să-i dau o muscă, așa că acolo era cam pretențios. Mai treaba am făcut pe râu de acolo. Clean. Da. Au tras și mai mare, am luat ăștia la peste palmă așa. Și ca palma și peste palmă. Da, Gigi. Da, oricum tragea frumos, nu era ca așa. Cățelule, lasă-ne o lecă să muncim și noi aici, mă. Să muncim și noi aici, la cădere. Ia uite, bă, calul, bă, ce că nu trage, auzi? Mamă, ce e aici! Să nu vă frică, veniți de repede. Ăsta, da, oblete și tu mi-am zis eu că nu știu unde să-l prinde. Și am dat aici, a dat pe curent, i-a puternic, care nimeni nu se dă. Te lăudai că nu mănâncă pește, de-aia ai strâns aia. Stai că ți-a dat eu acolo și pești, prins, la muscă. M-ai auzit, a? Aha, ia uite, nu mai cai. În 10 am făcut kilu. Ia uite aici, vină cu asta, te uite. Nu e asta o plete la 13 cm, a? Nu e asta, a? Dar dacă am 40 de ăștia, cum e în cuptor? A, 40 face câte unul de la reglamentar. Bagă bre, bil acolo așa. Nu, bagă, am încercat cu unul. Ai încercat acolo? Nu, mai dau. Ai încercat unde nu trebuie. Dă-i și prinde-i cărică pe tot. Aoleu, n-am văzut, bă, nu mai fac față, bă. Nu mai faci față? Hai încoace, tată, vină cu ăla, că să-ți arăt eu unde să prinde pești. Aștia nu sunt pești, mâine. Încoace, ăștia nu sunt pești. Sunt pești, ăștia? Graviță? Hai, bă, ce drag. Vezi că poate avuși tu câinul ăla. Bă, plecă cu pietre de tine. Ce-a dat cu pietre tine, ha? Nu, dar nu mai nisip în cap. Da, te-ai dat acolo. Bă, nu știu, ai pureci. Plecă de tine. Așa că am treaba aici tot. Bă, tu să pleci, nu te rec. Ia uite-l, bă, ce sare, bă, la muscă, bă. Ia uite, tată, ia uite-l.
Acolo la curenți. A prins. Dă-i cu alea așa să prins 200, nu 3. Păi da? La curenți, să învârte apa și o tragi pe-o. Dă-i cu alea să prinzi... Ăsta parc ar fi. Parc ar fi. Parc. Nu e mare, dar... Parc ar fi. Păi la musca de 20, n-ai ce. Lasă, păi și pune-i de-alea de craft, da. Păi, pune-i de-alea mare, că nu vine niciun fel. Da. Păi. Da, uite, mai. Mai atac aici. Bună seara, bă. Rar, dar mai. Am dat în loc de negărdit. Nu, no, două tot aici mai, pe lângă mai. Am dat de parte, am dat în spate, da. Dau în lateral. Da. Iată. Aici. Exersăm de nou. Exersăm. Deci, așa, așa. Hop, ia uite. E aici, da. Ți-a plăcut? A plăcut rău de tonul așa. Ia, fie de mă. Nu se poate să nu ia, nu se poate. Luat? Luat? Luat, nu. Catapultat. Uite-l. Luat, luat. Acolo, de unde am dat. Mă, la halimus ca imediat. Ia uite, Victor! Ia uite calul ăla merge des. Până acum bătu ăla la japca, ce fie. Ia unul care ceacă de cu bundul, unde e la japca. A, îl văzui, văzui ăla care e. Ăla, tâmpălul. Uite-l la așa. Nu, nu, cine face la leșinații ăștia, vezi? Nu, mă, nu stai ăștia, vezi? Da, vă rog. Păi da, bă, de trec, dă-mă cu ulița, dacă nu prind, nu prind, să stai și... N-are nici cine să-l ia la bă. Nu, bă, nu. Acum spun o treabă. Păi ce-ai pe timpul Ceaușescu așa ceva? Securitatea? Ce? Ia tu ce le alege, mă, tăticul. Te băga la pușcăria a doua zi, nici nu trebuie, știi, ce mai să te ia de acolo. Imediat ajunge la... Eu am văzut pe unul care... avea părul mai lung, fii atent. Da. La lor, băi, băi, zice, lucrezi undeva? Nu, vine cu mine. Ai înțeles? Da. Acum se mai ocupă cineva de cu ăsta de păr lung, scurt. Nu, mă, lasă, că nu era cu părul treaba. Treaba e cu ăștia care... Bre, știi ce s-a întâmplat? Da, greu. Ei au pus problema că nu era disciplinat. Da. Nu era în sistem, era aiurea. Haină, ca acum, a început să-și revină să-și facă din nou ținuta de... Antule? Disciplină. Să fie ținută de școală obligatorie. Păi am ajuns la concluzia că... Că fără disciplină nu merge nimic. Ce dracu, mă? A ajuns ei. Dar Ceaușescu a fost prost? Bă, eu zic că n-a fost, fără rea. A fost de ștept. Eu zic că n-a fost. Nu că făcea toate bune, că nu făcea nici toate bune. Făcea și ei nasoare. Da. Da. Ori și cât. Ori și cât țara a pus-o pe picioare. Păi bineînțeles. Ca să aibă ceea ce să distrug. Da, v-au furat aici cu sau fricopsim în casă. Sau fricopsim. Ca să aibă ceea ce să distrug. Fii atent ce facem noi acum. Ia uite, ce mai faci? Ia stai, ce schimbi tatia. Dacă ești așa interesați... Păi cum dacă am ceva, păi, dacă nu... Nu știu ce vrei tu să le dai. Nu uitați că nu e. Nu e greu venit, ăștia nu mai căzi, mai nici ăla. Următoarea manșă. Să-i dăm unele de muscă, mă, să trăiască, mă. Să-i bagi altă... Să-i bagi altă momelă. Altă linie. Altă linie. Și cum sunt muscăle mai, mai mari? Nu sunt păcălic de muscă și sunt mai deschise. Ăla. Că sunt un 20. Aici că dau și dau multe rate. Am văzut că da, da, da. Auzi, dar dacă le bag pe alea care le bag acolo în gura canalului, nu mai trebuie. Nu mai trebuie, da? Că ea sunt mult mai mici. Nu, dar asta lucrează altfel pe apă mică, liniștită. Da, și acolo e apa mică. Acolo e mai curent și poți să-i dai cu mai mare, știi? Dar unde simte el tot și nu. Asta are sârma mai ușoară. Și atunci zic, că dacă oprești că stă pe apă, că e tot, știi? Da, nu se duce. Și atunci lui îi place. Da, da. Se joacă pe deasupra. Dacă când e sârma groasă și țonecă, înțeleg? Așa e la toți pești. Nu sunt proști, îi urmăresc. Da, e în regulă cum se mișcă, știi? Da, acum logic e ca la om. Păi, au și niște chestii care... Principiile lor. Păi, uite, Cleanu Mare spun că Cleanu Mare stă sub apă, cade musca și în luată că prinde. Luată, da? E văzut de mine, în frunze.
și... Păi nu mă deranjează că nu atacă el primul, că eu oricum se joacă aia micii, eu le ridic musca în sus, se joacă, și când vede el că nu se descurcă după 5 minute, se duce el și rezolvă problema, să atace musca și o joc la baza apii, dar nu o duc către el, o duceam acum 20 de ani și se întorcea și pleca. Așa făceam eu cu niște lăcustă, tu n-au zis, eu duceam la bot. Da, dacă eu duci la bot, s-a terminat, nu știu. Bă, mă, se întorcea cu curul, că te mă urăcu. E deștept, bre, cream. Super deștept, că am fost cu băiatul și i-a plăcut că m-am prins la junul. Păi te-am fost la junul, dar trebuie să-ți pândă niște reguli și la pește. La toți, cum să-i păcălești? La toți. Și la biban, dacă știi bibanul, cum îți scupe pe bordă. Cum mă, bibanul, pe... Da, bravo. Uite, ăla e la jumătate de kil. Bravo. Asta e ora cea mai bună. Plecarea acasă. Și atunci... El încearcă, că vede, știi? Aha. Dar... Așa, da. Au dat, mă, ieri, dar nu s-a luat. Nu s-a lipit. Mai dau în zonă. Am păcat, am sensit în bătrâni. Anul ăsta o să facă niște filmări cu băieții la PVTV și să mai facem publicitate la ăștia cu muscă artificială, ca să învețe lumea, știi? Da. Că eu am fost și dădeam la parașută la... Bună ta. La Wolf și am zis, domnule, dacă mai ai 4.000 bani, odată dau tot la ta. L-am dat la băieții. Da, da. Mai aveau? Uite, vezi că nu mi-a tras la asta. Păi, ce te-a pus o schimb? Păi, ule. Cine te-a pus o schimb? N-o schimb la loc. Păi. Ălea, și astea sunt alte modele, ălea era pe galbă. Păi da? Da. Am avut un, am un firtex când de scurie 0-12, dar ești când ai și mai tensiune. Dar uite, la asta putem să-l dacă rândul ăsta ține tensiune. Dar o să-mi cumpăr unul invizibil, sau apărut invizibil, alb, dar invizibil. Ce, buldo? Nu, firtex. A, fir. Și firul textil îți ține... Ăsta zi, mea, da. Firul textil n-are elasticitate, dar la scurie, că băi, tu s-a duci cu firul textil. Tremul ăla e cu mine, dar ăla nu. Și dacă ai și un scară și e singur, care e bine, să vrem. Știi de ce costui pe aretele? Că îi dă dubeță în și care mai trebuia făcea lansări foarte lung. Făcea mișcările lung la începătură. Aha. Uite, eu acu dau, dar eu când îi dau mai lungă, când îi dau începătura. Știi de ce? Am fost să-i dau scurtă. Că dacă îi dau scurtă, eu trebuie să-mi timp elasticitatea șirului asta. Înțelegi? Dacă aveam, îi dau scurtă, 10 cm, 5 cm. Da, se merge. O, lupă, dar greu, bă, rămâne neta, mă, băiatul. Ăsta-ți place? Nicol. E, și ăsta e regulă. E regulă. Din categoria profesioniști. E regulă. Vreau să nu mai apeși de telefonul ăsta. Alo? Să trăiți. Ziceam că miroase numai pește telefonul ăsta. Telefonul ăsta miroase numai pește. Că prinde oblețe acum și eram cu mucusul ăla de pe la oblețe, cu suze pe tele. Dumneavoastră sunteți cu magazinul? Păi vreau să vin, da. Păi vreau să vin în jur de 10. Deci cu telefonul să nu scapă. Păi nu, vreau să vin în jur de 10, că am vorbit cu cineva care are pensiune acolo și să ne întâlnim vineri care vine. Vineri câte? Păi, să venim vineri. Dacă eu opreai până acum, deja aveai 2-3 kg. Așa a zis, da, să venim amândoi vineri, că el are barcă și intrăm amândoi cu barcă. El e chiar așa? Are pensiune de la mila 23. La Gorbova? La care l-am scris la sala voi, chiar era... Așa, l-ați încercat-o și nu a intrat.
Am înțeles. Păi și au fost băieții în gorgul cu vada, au luat? Cu barca? Am înțeles. Păi a rămas pentru vineri, dacă este vin și mai devreme. Hai că l-a atins. Da. Păi nu, eu vreau să vin și eu la fi, numai că... Cum e cu prohibiția acolo? În ziua de Paște. Păi vin până cu vreo 3 zile înainte de Paște. Vin pe 10, deci a spus să vin pe 9, așa. Pe miercuri. Cel puțin așa de... Pe miercuri să vin eu. Păi vin eu miercuri, ca să prind niște filmări, știți? Da? Am făcut și mai am puțin la ce vreau să vă întreb? Zicea cineva că Dunărea e murdară? Că am pe un prieten de la magazin de pescuit, e în unde a zis, e băgat la Dunăre, a dat pe un canal și zicea că Dunărea e murdară, așa este? Aia pe n-ai. Nu, la Murigiol. Uite, nu poți să ajungi la aici. Ia să-ți dă până o despache, îți duce drept. Nu arată rău, nu? Să pun la mașină, iau altă. Nu-i murdară, nu? Să scade el. Ia să te desfac, vrea că am reușit să ajung la el, na. Să mă desfac. Da, pe oricum, noi am luat și pe apă galbenă, că nu venea să cred că ne-am dat la ce capă, știți? Dar dacă nu e așa murdare, e ok. Rămâneți pentru miercuri atunci, să... Da, și dacă ar fi galbenă, tot am luat, că nu am pescuit pe apă galbenă. Da, dacă n-a fost ploaia, nu vreau să știu. Să pun la mașină, a făcut un buldoz. Da, vă sun eu marți. Da. Da, sigur că eu o să stau. Dimineața, da? Da. Păi ce, vin la magazin, nu-i problemă. Da, sigur, vă sun eu marți seara. Bine. Ha, sănătate și noastră, seara bună. Este ora 19:42 de minute, intră băieții, opă, nu mai trage de vur. Prietenul meu a urmă să aparina. Victore, vină ca tată, băie, să vezi cum se prinde pești, băie, ia uite-i. Exact pe mărimea ta. Nu la Gabriela aici să-ți arăt aici, meseria. Seara de tot. Uite ce-i place viespea la Gagiu, uite-l. Știi cum îi place viespea?